Leo Grozavo ar putea să ajungă antrenor la CFR Cluj, dacă e să dăm crezare articolului. Să vorbim despre toate acestea. Ne pregătim și de meciul care îi va hotărâ adversara lui Șepși pentru barajul de Europa League. Adică meciul dintre Chindia și Viitorul va începe la 20:30 de minute, în aproximativ oră. Sunt multe de discutat în acest interval. Marius Bilașco, salut! Constantin Zota, salut! Salut. Mă bucur că suntem împreună. Spuneam că, deși, iată, Șepși nu avea, sau, hai să spunem, nu avea aceeași miză ca Botoșanu, da? Mie mi se pare totuși importantă diferența aia de 200 de mii sus sau în jos. Șepși e echipa, Costele, care domină meciul. Șepși este echipa care are ocaziile mari. Șepși este echipa care în cele din urmă și câștigă și total meritat. Șepși nu a făcut decât să confirme ceea ce ne-a arătat în acest campionat. Faptul că s-a apropiat de poziția 3 în clasament și că poziția 4 este o poziție meritată. Și deja cred că de la anul se poate vorbi de un careu, de patru echipe care sunt puternice și care se pot lupta pentru primele patru locuri. Pentru că de aici, la următoarele, cred că este o diferență. Faptul că a jucat așa, deși avea un joc foarte important, da, pentru obținerea dreptului de participare în cupele europene, merită felicitată echipa, pentru că a dorit să câștige și să termine campionatul cu victorie. Felicitări Grozavu, da? Da. Fără doar și poate. Iar dacă este pe drumul de Cluj, bine, nu e nici distanță mare. Avem și noi pe cineva aproape aici, poate ne dă niște date. Cum să nu? Ne spune sigur. Grozavu, nu că de obicei el ne spune. Și da, da, da. Și acum nu mi-a arde de nerăbdare. Până să ajungem la Edi Ordănescu și la mă rog, Leo Grozavu, eu nu știu dacă nu cumva, pentru că Șepși a fost, Marius, echipa cea mai lovită de COVID. Adică Șepși a avut o perioadă de aproape o lună și ceva, în care au lipsit pe rând, au fost câte 7, 8, 10, 12, la un moment dat aveau și vreo 13, 14 jucători absenți din cauza de COVID. Eu nu știu dacă nu cumva și puteam discuta de Șepși chiar și anul ăsta pentru, nu știu dacă în luptă cu voi și cu FCSB, dar oricum acolo. Da? Pentru că în perioada aia au făcut foarte multe egaluri, nu au pierdut meciuri, dar au făcut foarte, foarte multe egaluri. Da, au avut meciuri în care au condus 3-1, parcă, și au terminat egal. Mai avut un meci în care au condus și au terminat la egalitate acasă. Și da, ai punctat foarte bine. Am spus-o și după ultima noastră victorie de la Sepsi 1-0, în care noi am câștigat greu. De fapt, amândouă meciurile pe care le-am câștigat cu 1-0, le-am câștigat greu, cu emoții. Le-au lipsit jucători, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, în ambele partide. În prima parte a fost exact lovit de... Scuză-mă, Marius Croitor, ne întoarcem. Sentiment de ciudă, cam la bătaie, dar per total sunt mândru de tot ce au realizat băieții, un sentiment plăcut. N-aș vrea să spun cum s-a câștigat acest play-off, adică cum am reușit să intrăm în play-off, pentru că ești deranjat pe unii care fac mult mai multe sau investesc mai mult decât noi și atunci probabil aș deranja. Dar sunt mândru de ei, sunt mândru de băieți, pentru că au încheiat încă un an cu mine antrenor în primele 6 echipe ale campionatului. Nu pot să fiu decât mândru. Sunt acum supărat pe moment, pentru că am luat gol în minutul care l-am luat. A fost un joc ok, un joc frumos. Chiar dacă am venit cu mari absențe, cel puțin de când am început campionatul, am mai pierdut încă 7 sau fotbaliști pe parcursul acestui an. Fotbaliști care sunt foarte importanți pentru ceea ce vroiam eu și pentru echipă. Dar sunt mândru de ei, pentru că au depus un efort fantastic pe toată durata acestui campionat. Am reușit să facem mai multe puncte ca anul trecut în play-off, ceea ce spune foarte mult despre cum să fac lucrurile la noi la Botoșani. Ca sezonul următor să fie mai bine de atât, ce ar trebui să se întâmple? Mai bine de atât ce ar însemna? Un loc mai sus în clasament. Păi loc mai sus în clasament am luat anul trecut, un loc 4. Anul ăsta nu s-a putut. Gândiți-vă că dintre toate echipele, Botoșani este singura echipă care a pierdut jucători pe tot parcursul anului. Eu am pierdut Duganzic, Ofosu, Câmpeanu, Keita, Rodriguez, Ascovski, Haruț. De unde să-i mai găsesc? Și mai pierdeți ceva? Se mai anunță vreo plecare? E posibil să mai pierd.
Suntem singura echipă care de 2 ani de zile dăm jucători și suntem în play-off. În primul an a plecat un Golovka, un Soleidis, un Miron. Adică nu este ușor. Nu este ușor, că dacă aș găsi fotbaliști așa peste noapte, ar fi fantastic. Dar credeți-mă că am nopți când mă culc la 4 dimineața uitându-mă la 50-100 de fotbaliști. Și nu este ușor, este o muncă titanică pe care o fac de cel puțin de 2 ani de zile, de 3 ani de zile de când sunt la acest club. Tot pentru a încerca să găsesc fotbaliști pe care alții îi ratează și să încerc să-i aducem în prim plan. Și aducându-i și antrenându-i, după care să-i repunem pe făgașul normal, egal cu valoarea lor și să plece la mai bine. Mai vor străinii, mai ales străinii și jucătorii să vină la Botoșani? Păi, normal, de ce să nu vină? Uitați-vă că de la noi n-a venit niciun jucător de la o echipă mare din afară sau o echipă mare din România și să plece de la Botoșan să plece la o echipă de Liga 2. Nu. Toți jucătorii care au venit la noi au venit în momente foarte proaste și au plecat la mult mai bine decât au venit. Deci n-are cum să nu, să nu fie Botoșan un club atractiv pentru jucătorii care au fost cândva talente sau speranțe și să vină să repună pe picioare. Eu întrebam în ideea de salariu, că nu vă permiteți să plătiți. De salariu, mi-e greu să vorbesc de salariu pentru că... Cam care e media salarială acolo? Aș vrea să vă spun, dar n-aș vrea ca celelalte cluburi să-și bage unghia în gât. Pentru că investesc mai mult decât noi și au rezultate mai slabe decât noi. Și n-aș vrea să deranjez. O medie, 2.000-3.000 de euro? Acolo. Media. Ne vorbim de medie. Da, în schimb, compensăm cu alte lucruri, cu seriozitate, cu mult suflet, cu unitate de grup, seriozitate maximă din partea patronilor, banii care sunt de luat, s-au luat întotdeauna. Deci n-a existat absolut niciun fel de problemă. În schimb, nu ne putem bate din punct de vedere salarial cu alte echipe. Uitați-vă ce investiții sunt la alte echipe. Dar avem și noi părțile noastre foarte bune, care ne fac să fim an de an în play-off, cel puțin de când sunt eu antrenor. Nu spun că va fi ușor la anul. Sunt ferm convins că va fi un an incredibil de greu. Liga 1 s-a completat cu încă 2 echipe foarte puternice, de tradiție, cu bugete normale pentru România, așa mi-aș dori să fie în fiecare an, echipe care își permit să plătească salarii decente, 6, 7, 8, 10, 10.000 de euro, pentru că așa ar crește nivelul și ar veni în România și fotbaliști mai buni decât, cel puțin valoric, decât ceea ce a fost până acum. Și normal că atunci și nivelul nostru fotbalistic va fi mai bun. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Bun, ceau. Hai să vorbim un pic, pentru că 2.000, 3.000 de euro medie salarială și 2 ani la rând în play-off? Și numai atât. E ceva. Și pierzând mulți jucători. Exact, nu pierzând, valorificându-i. Ok, vânzând jucători. Vânzând jucători și vânzând pe bani frumoși și la Cluj și la FCSB și pai pe afară. Și la Craiova. Și la Craiova, adică cam frumos. Felicitări lor. Felicitări. Dacă reușesc să o țin așa, e bine. Cum vreau să spun și aici, revăzând golul ăsta, parcă îmi pare rău că Șafranco nu mai continuă la Sepsi, că se pare că pleacă, nu? Pleacă în Africa de Sud. Și este un jucător care cred că poate la o echipă mai puternică sau chiar și la Sepsi poate oferi mai mult. Vedem ce spune și Mitrea. Clar să terminăm, să avem moral pentru următorul meci de duminică. Ne bucurăm că am câștigat și nu contează, e pe final, e 1-0. A fost un pic greu să te concentrezi la meciul ăsta, având în vedere că urmează barajul? Da, probabil în mintea noastră a fost o oarecare doză de să ne dozăm puțin efortul, să... Neapărat, am jucat, dar clar nu mai e aceeași intensitate, că nu e o miză, clar în sinea noastră e sfârșit de campionat și, cum am spus, toate gândurile sunt pentru meciul de duminică. Am văzut o ambiție și o dăruire foarte mare, dorința evidentă de a câștiga. Asta o avem mereu, pentru că de asta sunt jucători, nu ne place să pierdem, chiar nu putem intra în teren să pierdem, vă dați seama. Ne dorim să câștigăm, e meci amical, oficial și chiar ne bucurăm că am câștigat, că aveam nevoie. Știam că o să fie greu să ne concentrăm, dar mă bucur că a ieșit bine. Pe cine vă doriți la baraj? Nu știu. Care e mai bună să vină?
care ți-a părut sezonul acesta în play-out? Mai constant a fost Chindia, clar, și de tot campionatul, nu doar în play-out. Viitorul a suferit foarte mult anul acesta și a revenit pe sfârșit. Dacă ar fi să aleg, clar, aș alege Viitorul pentru că este fosta mea echipă. Dar pe merit, să zic așa, pe tot campionat, probabil ar fi favorită Chindia. Mulțumesc! Cu plăcere! La revedere! Bun, l-am auzit și pe Mitrea. M-aș întoarce totuși la Botoșani, Marius. Ce ar trebui Botoșani, din punctul de vedere, să facă ca să treacă la nivelul următor? Poate să treacă la nivelul următor? Nu știu, nu-mi dau seama. Nu știu. Asta e strategia lor, probabil, până acum. Asta a fost. Să caute jucători care, cred că așa cum a spus și Croitorul mai devreme, să au probleme, vin de la echipe în care nu joacă, îi resuscitează, probabil asta, inventează. Și ce e interesant? Își permit acest experiment, adică nu au presiunea, eu știu, câștigării campionatului sau calificării. Ei își doresc să calificeze. Nu, dar nu crezi că deja după două sezoane vor începe să aibă și ei, va începe și Croitorul să aibă presiunea calificării în play-off și la anul? Adică, bun, până acum, să spunem, primul sezon a fost cum a fost. Al doilea sezon te califici în play-off. Crezi că acum nu există deja așteptări din partea lui Valeriu Iftime să rămâi acolo, să fii și în al treilea, și în al patrulea, și în al cincilea, nu știu, să fii în play-off? Bănuiesc că dacă ai intrat doi ani la rând și te-ai obișnuit să joci în play-off, e clar că ți-l dorești în continuare și în anul 3 să realizezi obiectivul. Doar că este riscant din punctul meu de vedere pentru că nu ai garanția, nu ai, aducând tot timpul jucători noi... N-ai suportul financiar, da. În primul rând să-i păstrezi pe aia vechi. Să ai o bază totuși și să încerci doar, să zic, câteva experimente, nu așa multe cum realizează ei. Vreau să te întreb, pentru că vii de la un club care tot așa transferă foarte mulți jucători străini. Și am vorbit o dată cu Croitoru și mi s-a părut interesant felul în care îi alege pe jucători. Ne spunea aici în emisiune așa. Zicea, aleg, dacă e să-mi vină jucători străini, mă uit la CV. Și dacă văd exemplu că are în CV undeva, chiar în trecut un depărtat, un club important, un club la care ai că să fi jucat la un moment dat, să fi simțit la un moment dat parfumul ăla de echipă mare, indiferent cum ar fi, încerc să-l aduc la mine și să-i zgândăr orgoliu, pe principiu, dom'le, ai fost acolo, ai jucat acolo, nu vrei să te întorci la nivelul ăla sau să încerci cât de cât să fii acolo? Voi aveți ceva de genul? Adică gândiți și voi așa? Asta mi se pare cu două tăișuri. Ok, poate să fie cu două tăișuri, dar... E clar că e... De ce nu ți se pare? Sau care-i tăișul ăla neconvenabil? Pentru că cel puțin la CFR Cluj, orice jucător pe care îl aduci, poate străin, trebuie să adapteze repede, să demonstreze repede. Tu vrei să le iei direct făcut, adică direct nu, în formă, nu-ți permiți. Tu nu ai timp de experimente, tu trebuie să câștigi campionatul. Aici nu te așteaptă nimeni. Dar nu asta spuneam, dar te interesează, vă interesează să știți că a fost un jucător care a jucat, nu știu, cu titlul pe masă, cu... E un atu important dacă ai asemenea șansă să iei un jucător de genul ăsta. Nu prea se întâmplă, că la nivelul nostru, de obicei, sunt alt tip de jucători. Uh-huh. Ne vin nouă. Asta cu experimentul e specific unei echipe care nu are miza calificării în play-off. Să zicem, corect. Avem noi câștigării campionatului. Asta cu CV important, spuneam că e cu două tăișuri. De ce? Pentru că el, acel lucrător, a fost la un nivel foarte mare și nu știe ce s-a întâmplat cu el. Corect. Înțelegi? Da. Evident, s-a întâmplat ceva. Dacă ai fost acolo și ai ajuns aici, e o problemă. Da. Și poate să-ți iasă, poate să nu-ți iasă. Da, dar vedem că la ei a funcționat în multe, adică în multe cazuri. Da? Au fost mulți jucători aduși care au făcut treabă, da? Keita până la urmă este un jucător care cred că a fost la Saint-Étienne la un moment dat. Omrani la CFR Cluj, a fost la Olympique Marseille. A fost la Olympique Marseille. Da, dar el a venit mulți ani în urmă la CFR, când CFR nu avea situația de acum, erau în insolvență, au plătit salarii mici, s-au ajutat reciproc. Păi el l-au resuscitat. Absolut. Da. Deci asta e, să zic așa, diferența. Aș completa și eu ceva vis-a-vis de Botoșani. Ei sunt acum în faza fericită. Da? Și au avut doi ani foarte buni
și cu câteva astfel de experiențe care le-au ieșit. Dar le-au ieșit cam toate. Multe, da? Le-au ieșit, să știi. Le-au ieșit. Pe urmă, să nu uităm că au și intrat... Și cu jucători români și cu jucători, da, străini. Au intrat în play-off tot așa, ca pe ultima sută și cu noroc. Acum, de la anul, nu poți să știi dacă astfel de experiențe se repetă într-un mod pozitiv, cum s-a întâmplat până acum. S-ar putea să fie și reversul medalii, cum spunea Marius. Da? Să nu uităm că i-au ratat la un moment, acum trei sezoane, ei ratau în minutul 90, cred că, al meciului cu Viitorul. Dă gol Ciobanu, un șut în vincul, minutul 90 plus 3. Deci ei de 3-4 ani tot sunt în zona play-off-ului. Odată nu le-a ieșit, după aia ultimele două dăți le-au ieșit. S-au ajutat pentru că au vândut acești jucători și au ajutat la buget. Nu știu cum se vor comporta, pentru că și iau un patron energic și un patron care este foarte acid atunci când vor fi pe o pantă descendentă. Da? Și cum vor gestiona momentele delicate ale echipei. Și când vor intra în la locul 10-12 și nu vor avea rezultatele astea bune. Nu știu dacă discursul lui Marius va fi același. Da? Nu știu dacă atunci se vor mai grăbi jucători să se bucure că se duc în capătul țării să-și ia 2000 salariu. Hai să-l ascultăm pe Leo Grozav. Bună, așa, sigur că o victorie importantă, importantă ca moral. Sigur, până la urmă ne-am atins scopul, am luat cele 3 puncte, am reușit să odihnim o serie de jucători care au făcut un sezon foarte bun, solicitant. Și acum, sigur că rămâne ultimul joc, foarte important pentru tot clubul. Pe cine v-ați dori la baraj? Sau cea... cum ar fi mai bine pentru Sebi? Nu există așa ceva pe cine. Indiferent cu cine jucăm. Și dacă am jucat cu o echipă de la Liga 2 sau cu o echipă retrogradată, meciul se joacă pe teren. Pe hârtie nu există. Adică pe hârtie există favorită, dar pe teren trebuie să depui efort, trebuie să te sacrifici, trebuie să suferi în anumite momente. Așa cum s-a întâmplat și astăzi, în foarte multe momente. Mulțumim de rezultat, mai puțin de joc. Mental n-am fost pregătit pentru acest joc, dar sperăm că duminică vom avea altă stare. Ce urmează să se întâmple în această pauză competițională? Și vă întreb, Petrila revine la CFR? Da. Va fi o pierdere mare? Va fi o pierdere importantă, pentru că a fost unul dintre jucătorii care a avut un aport substanțial. Ținând cont că este un jucător under, a fost unul din jucătorii care și-a pus amprenta din momentul când a venit. Hugo Sousa de la Astra este pe lista dumneavoastră? Avem mai mulți jucători, n-aș putea să vă spun în momentul de față. Sunt mai mulți jucători, conducerea vă poate spune mai multe în momentul de față. Chiar nu n-aș vrea. Încă mai avem un joc de disputat, nu vorbim despre ce se va întâmpla sezonul viitor. Vreau să rămânem conectați, concentrați, pentru că mai e de jucat. Apar tot felul de zvonuri, depinde cu Dumitru și cu Ninai la FCSB. Aveți dreptate, sunt zvonuri. Apar zvonuri și eu nu pot să le confirm, pentru că dacă le-aș confirma, înseamnă că aș ști ceva. Nu știu nimic. I-ați lăsat să plece pe cei doi? Nu vă pot spune nimic în momentul de față, v-am spus. Mai avem un joc de disputat, vreau ca toată lumea să rămână conectată, concentrată, pentru că e normal. Jucăm finala. E meciul sezonului pentru noi. Ar fi o încununare a unui sezon de succes, pentru prima oară în Europa, ceea ce ar fi important. Și la momentul ăsta eu cred că e bine să rămânem pe ceea ce avem de făcut, nu să ne gândim la viitor. Atunci spuneți-mi măcar în privința dumneavoastră, că se zvonește că vă vrea CFR-ul. Eu n-am joc, n-am și eu joc. Sunt și eu cu băieții, sunt împreună cu ei, îi susțin de pe margine, îi susțin din teren la antrenamente. În momentul de față, eu mi-am exprimat punctul de vedere, îmi doresc să continui la Sfântul Gheorghe. Dar ați semnat? N-am semnat, pentru că e un contract în derulare până la 36-a și n-am semnat pentru sezonul viitor, dar am spus ce-mi doresc, acum rămâne de văzut. Ați văzut, pleacă Conte, pleacă Iordănescu, pleacă Zidane, pleacă toți antrenorii, așa că ce contează dacă pleacă și Grozavu sau rămâne? O să vedem. Mare când te dorește campionul totuși? Nici asta nu, chiar sunt zvonuri de presă, eu nu vă pot confirma așa ceva. Mulțumesc. Multă plăcere, seara frumoasă. Bun. Bun, domnul Bilașcu. Înainte de a întreba când îl instalați pe Leo Grozavu, vreau să vorbim despre munca pe care a făcut-o și despre Petrila, de exemplu. Cât de mult, pentru că Petrila e jucătorul vostru, l-ați dat împrumut, tu mi-ai spus mie la un moment dat, nu știu dacă nu cumva chiar într-o emisiune, că din punctul de vedere este cel mai
talentat, nu? Da, unul dintre cei mai talentați care... Jucători ai generației lui. Da, practic ce s-a realizat, să zic, în ultimii 4 ani la Cluj. Pentru că noi când am venit la Cluj, împreună cu Marian Copilu, am făcut această echipă a doua. Uh-huh. Mai sunt Pe el cum l-ați adus pe Petrila? Da. Asta îi spuneam mai devreme și Nea Costel. A venit la atunci când am înființat echipa a doua la o selecție. Am încercat să aducem copiii talentați din zona. Este și colegul meu, Orlando Bors, care a gestionat în toată această perioadă tot ce s-a întâmplat pe la echipa a doua și am adus copiii din zonă și am făcut niște jocuri așa, uh-huh, amicale. Practic a fost făcută în 30 de zile echipa a doua. Petrila a fost unul dintre copiii care au confirmat. Mai sunt câțiva interesanți. Cât a contat perioada asta, din punctul de vedere, petrecută la Șepși? Pentru el foarte mult. Mi-aduc aminte ziua în care l-am sunat să-i spun că e o variantă să meargă la Sepsi împrumut, tocmai pentru a juca mai mult. Într-adevăr, a fost așa un pic mai greu să accepte ideea, dar acum, chiar discutând cu el în ultima perioadă, s-a bucurat foarte mult și mi-a vorbit foarte bine de lumea de acolo, cum l-au primit și cum l-au tratat, iar răsplată au fost și evoluțiile lui. Mă bucur că este apreciat de antrenori și de toți cei care au fost acolo, pentru că chiar e un copil care are și un caracter frumos. A fost o perioadă extrem de benefică pentru el. Se va întoarce la Cluj mult mai puternic, cu mult mai multe jocuri în picioare, mai încrezător. Și cu șanse să joace, pentru că e 2000, nu? Cred da, că. E 2000 născut, are un concurent, Gâdea, și marcat cu... Voi aveți un efect ciudat asupra puștilor. Am văzut că spui de Petrila că a fost supărat că a plecat. Gâdea, am citit un interviu că a plâns de câteva ori, că l-a scos după câteva da, luni. Nu, a fost, nu e un mediu foarte prietenos pentru copii. Petrila n-a fost încântat, pentru că făcea un pas către o echipă care, să zicem, nu era pe același nivel cu CFR-ul și așteptările lui erau mari în acel moment. Dar a înțeles exact că este doar temporar și numai înspre binele lui. A mai apărut un atacant la ultimul meci, apropo de această regulă care ne obligă să avem jucători tineri în teren, Gondiu. Mai sunt. Fica este moto. Eu zic că o să găsim. Eu m-aș bucura, pentru că dacă există, dacă e ceva ce într-un fel s-ar putea reproșa CFR-ului în toată perioada asta de 4 ani în care ați câștigat titluri, e problema cu tinerii, cu felul în care au fost gestionați tinerii. Chiar dacă, să spunem, da, Manea a beneficiat, a crescut fiind cu voi, Costache care a crescut, deși anul ăsta n-a mai fost la nimeni, dar sunteți un club care nu ați venit cu produsele voastre. Adică acum veniți cu produsele. Hai să spun, la ultimul meci, cred că a fost la Ploiești, acel de calificare, nu? Dacă mi-aduc bine aminte, nu mai știu cu cine a fost. Am avut 6 jucători în lotul U21. Deci, noi, dacă vorbim de Costache, vorbim de Itu, vorbim de Carnat, vorbim de Ciubotariu, vorbim de Petrila. Da, nu erau produși de voi, asta voiam să spun. Adică, dacă ăștia începe să scoate și jucători ăștia care da, construiți de Academia, la asta mă refer, că așa ați cumpărat Ciubotariu, adică ați cumpărat tineri pentru că aveați nevoie, dar nu erau din curtea voastră, într-un fel, să se identifice cu clubul vostru. Dacă încep să se identifice jucătorii cu clubul vostru, deja cred că și lege o legătură cu comunitatea, cu, în fine. Da, sunt lucruri extrem de importante, într-adevăr. Practic, și așa este, pe lângă Otto, să zic, care e un portar făcut tot așa la clubul nostru, Petrila deja poate să se identifice cu CFR-ul. Hai să vorbim cei cu Edi Iordănescu. Gata, am vorbit de copii juniori, foarte frumos, pe toată lumea preocupă. Cei cu Edi? Când vă dă răspunsul definitiv? Pentru noi, mâine este, să zic așa, un termen limită la care el trebuie să ne spună, să ne anunțe, de fapt, decizia lui. Mingea în curtea lui? Bineînțeles. Nu că nu se știe, adică nu se știe exact. Nu, nu, deci, practic, voi i-ați dat mâine... Deci, în acest moment, ca să închidem, au fost foarte multe speculații, nu s-a discutat cu niciun antrenor,
Așteptăm mâine, așa cum am făcut, dacă vă aduceți aminte, și în trecut. Am așteptat răspunsul antrenorului pe care clubul dorește. După care vom vedea și noi unde ne poziționăm. Nu am să-ți spun șanse, ce șanse sunt sau nu sunt să continuăm cu Edi, pentru că el este în măsură să ne spună mâine care este decizia lui. Dar de ce? Adică spune-mi un lucru, nu. Vreau altceva. Vreau să completez ideea. Dar sunt antrenori liberi pe piață, nu asta va fi problema clubului, nu este un moment critic sau delicat. Sunt antrenori liberi, sunt antrenori români, să zic așa, preferabil români, pentru că ne dorim un antrenor român. Adică nu stați în Edi Iordănescu. Dacă el va refuza oferta noastră, bineînțeles că va trebui să ne orientăm către altcineva. E un program infernal pentru noi. Dar tu ai vreo explicație pentru care... Întrebare, te rog. Dacă n-ai voie. Voi ați semnat cu Edi în momentul în care Dan a plecat și v-a renunțat. Contractul a fost semnat de voi doar până la terminarea campionatului? Adică nu... n-ați pus acolo o clauză care să se prelungească în condițiile în care se câștigă campionatul? Adică e păcat de munca lui, pentru că este și munca lui, nu numai a voastră și a jucătorilor, când câștigă un campionat și este șansa de a scoate roadele dintr-o cupă europeană și dintr-o participare acolo. Adică eu m-am gândit că contractul este semnat pe o perioadă ceva mai lungă, sau cel puțin avea sens pentru mine. În acel moment asta a fost, să zic, acordul părților. Așa s-a discutat și asta s-a ales. Cine a ales? Clubul sau Edi? Ambele părți au fost la discuție. Adică nimeni nu i-a impus să semneze până în vară. A fost o înțelegere pe care au avut-o la momentul negocierii părțile și până la urmă s-a mers pe ideea asta. Dar acum toate zvonurile sunt foarte multe zvonuri, sunt foarte multe informații care apar, sunt foarte multe știri care am văzut că apar zilnic în ziare pentru diferiți antrenori care ar putea să ajungă la Cluj. Ceea ce v-am spus eu, cred eu că este suficient de clar ca să nu mai existe, eu știu, cel puțin pentru încă o zi, pentru nimic mine interpretat. Pentru mine e clar, dar eu am o întrebare totuși. De ce n-ar continua Edi? Asta vreau să întreb. Asta este, adică să ia așa discuție, mi se pare normal ca el să continue, a câștigat campionatul. Am văzut că e un grup frumos, jucătorii îl apreciază, adică... E adevărat că el vrea să schimbe mai mult? E adevărat și că el vrea să apreciem, adică nu există... E adevărat că el vrea să schimbe mai mult lotul? Și că de fapt asta ar fi una dintre problemele lui, faptul că el dorește să schimbe masiv lotul în timp ce clubul nu vrea să renunțe la atât de mulți jucători? Nu. Asta, să știi că colaborarea a fost una foarte bună cu Edi în ceea ce privește și strategia jucătorilor și, dacă vrei, programul pe care îl vom avea în continuare și ceea ce vom face. Nu aici este, să zic așa, semnul lui de întrebare sau nedumerirea lui, pentru că el știe că există o comunicare destul de bine. Pot să întăresc ideea că el are o relație foarte bună cu Marian Copilu, persoana de decizie în club, care ia, să zic așa, deciziile importante. Noi avem toată susținerea pentru el, așa cum am avut-o și în momentul când a venit în locul lui Dan Petrescu, pentru că trebuie să recunoaștem, a venit într-un moment destul de greu, complicat. Absolut, da. Dar asta înseamnă că clubul CFR a avut încredere în capacitatea lui Edi de a reuși să câștige campionatul și implicit să obținem performanță împreună. 100%, de acord. Oricum e o vară foarte bizară, da? Adică spunea și Leo Grozavu. Conte ia titlul, pleacă. Galtier ia titlul, pleacă. Hansi Flick ia titlul, pleacă. N-ar mai mira, adică dacă ăștia au plecat, da? N-ar mira pe nimeni să ia Edi Iordănescu titlul și să plece. Doar că e până la urmă surprinzător că își câștigă primul titlu. Adică nu discutăm despre un antrenor cu care să fie... Nu știu, să aibă Dan Petrescu. La Dan Petrescu nu te miră dacă ia titlul și pleacă. Pentru că știi că Dan Petrescu când pleacă, da, are o Chină, o Arabie, o Turcie, o ceva are acolo în buzunar și urmează să exploateze prima ofertă. Te-ar mira să-l vezi în Grecia pe Edi Iordănescu din sezonul viitor? Nu, da. Eu am învățat în scurta mea experiență pe care o am de partea administrativă, nu poate să te mai surprindă nimic. Adică
e posibil să se întâmple orice în fotbal. Uh-huh. Dar ar fi greșit să comentez ceva până când noi nu vom avea clar din partea lui un răspuns și să știm exact pe ce situație discutăm sau în ce situație ne aflăm ca și club. Vreau să vedem niște imagini. Haideți să le pregătim și vreau să le comentăm un pic. Pentru că sunt evident cu Marius aici și să știi la ce mă refer, bănuiesc, nu? Sunt imaginile? Acum, imediat o să apară imaginile. Marius Bilașco, povestește-mi un pic. Ce s-a întâmplat? Da, a fost o chestie pe care am avut-o cu jucătorii, cu staff-ul. Așa? Dacă luăm titlul, am zis că o să flutur și eu un steag. E un răspuns pentru Mihai Stoica, mă gândesc. Voi o luați cum o vreți, eu v-am spus doar ce ei, se găsește. Cum o vrem. Astea sunt, ăsta e originalul. Steagul nostru a fost mai frumos, parcă. Am înțeles. Te-ai gândit? A fost o treabă făcută ca răspuns? Că aia era după 3-0 a lui Meme. Da, și asta era după titlul câștigat. Asta spun. Da. Cum atragi tu concluziile? Costel? Eu cred că a semnat mare sunt contract de publicitate cu sponsorul principal. Costel, văzând asta, te apucă și pe tine dorul de astea mici, așa, de șicanele astea, că fac parte astea din, astea auzi, sunt frumoase, din viața auzi, voastră. Ți-a aduce aminte... Nu, vrei să spun? Auzi. Și nu e, adică și dacă ai făcut-o lumea că e clar că lumea mea era adresată, e o poantă haioasă, adică e din categoria, nu e nici mârlănie, nici nimic. Nu avem jignie, nu avem din asta. Au fost în partea cealaltă când ai intrat meme cu leucoplastul pe... Da, păi țin minte. Și a luat atunci când țin ducea. Minte, în Giulești cu leucoplastul la meciul de Europa League, parcă a fost. Nu știu dacă cu Europa League, era cred în campionat. Dar bine. Bine, ce a fost. Simpatic, ce a fost și atunci. Bine, ce a fost acolo, dar ce se întâmpla la voi acolo? Deci, Doamne, Dumnezeule, ce pățeau aia pe bancă echipa adversă? Erau căliți. Doamne, Dumnezeule, deci nici la spălătorie dacă te duceai după nu scotea din tine ce era de scos. Spălătorie era asta, organică. Nu? Ce? Nu mai zice. Bun, ai primit vreun feedback? Am primit mai multe, dar da, uitându-mă acum și văzând, chiar e mai frumos steagul nostru. Am înțeles, da. Bun, hai să nu mai arătăm că facem reclamă.